mult așteptatul audit efectuat de cele două companii internaționale constată că datoriile istorice ale Moldova Gas față de Gazprom constituie puțin peste 1% din ceea ce pretind rușii. Ministrul Energiei declară că au fost demonstrate datorii de 8,6 milioane de dolari față de 709 milioane cât ne cere Moscova. Mai mult decât atât, rezultatele auditului arată că Moldova Gas ar putea avea pretenții financiare față de Gazprom. Șeful Moldova Gas susține că a văzut abia azi dimineață raportul de audit, motiv pentru care încă nu are un comentariu. Se propune ca să fie achitată o sumă de 8,6, echivalentul a circa 8,6 milioane de dolari la această etapă, și toate subiectele astea să fie închise. Deci să fie rezolvată această datorie prin achitarea a 8,6 milioane dolari SUA. Asta este propunerea pe care am înaintat-o către Gazprom. Altfel spus, guvernul vrea să achite Gazpromului puțin peste 1% din cele 709 milioane de dolari pretinse de ruși. Restul nu le va recunoaște. Ministrul Parlicov a declarat că din suma totală pretinsă de ruși, 276 de milioane de dolari nu sunt confirmate prin documente, chiar dacă acestea au fost solicitate. Iar în cazul altor 400 de milioane de dolari, suma nu poate fi achitată, deoarece Gazprom a admis încălcări în procedura de validare a acestor datorii. Există o procedură de validare a datoriilor. Deci, atunci când tu deții o datorie și ea durează de mulți, mulți, mulți ani, periodic ea trebuie reconfirmată. Păi, suma asta de vreo 400 de milioane de dolari nu a fost reconfirmată de Gazprom în procedura necesară. Până să fie recunoscut sau respins de Gazprom, raportul de audit urmează să fie aprobat de Consiliul de Observatori Moldova Gaz, întrucât majoritatea membrilor acestei structuri sunt reprezentanți ai furnizorului rus de gaze. Ministrul Parlicov crede că poziția Consiliului este previzibilă. Acest audit servește ca o bază pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova, ca să ne formulăm noi o poziție vis-a-vis de cum trebuie să abordăm aceste datorii. Deci, da, juridic vorbind, noi înțelegem că există o probabilitate destul de înaltă ca acest raport să nu fie aprobat, concluziile acestui raport să nu fie aprobate la Consiliul de Observatori. Astfel, autoritățile nu exclud că subiectul ar putea ajunge și în arbitraj internațional. Mai mult decât atât, guvernul și Moldova Gaz are temei, conform rezultatelor auditului, să înainteze și anumite pretenții financiare față de Gazprom. Modalitatea de repartizare a veniturilor din tranzitul de gaze pe teritoriul Republicii Moldova, unde auditorii statuează că există temei pentru a înainta o pretenție de circa 160 de milioane de lei, de dolari. Și doi, este vorba de neexecutarea de către Gazprom în toamna anului trecut, în iarna anului acesta, a obligațiilor sale cu privire la volumele de gaze livrate. Subiectul a fost comentat și de premierul Dorin Recean în debutul ședinței de astăzi a guvernului. Republica Moldova nu are de gând să plătească datorii inexistente și cetățenii Republicii Moldova, evident, nu trebuie să plătească facturile corespunzător. Gazprom nu a reacționat deocamdată. În schimb, șeful de la Moldova Gaz a scris pe Telegram că a primit raportul azi dimineață, așa că la această etapă instituția nu va comenta rezultatele auditului. Amintim că anul trecut Gazprom a estimat datoriile istorice ale Republicii Moldova fără cele transnistriene la circa 709 milioane de dolari, ceea ce ar însemna că fiecare gospodărie să achite în medie câte 1000 de dolari. Întrucât guvernarea a pus cifra la îndoială, au fost angajate două companii de audit din Norvegia și Marea Britanie, care au evaluat activitatea Moldova Gaz din 1991 și până în octombrie 2021. În acest scop, guvernul a plătit 850.000 de euro, totuși pentru că pe parcurs au apărut și alte cheltuieli din bugetul de stat, urmează să fie alocate încă 350.000 de euro suplimentar.